Mâine, 22 martie, va fi Ziua Mondială a Apei. Tema pentru acest an este apa și activitățile umane. Sistemul de gospodărie a apelor Brașov va celebra această zi, organizând acțiuni de igienizare a cursilor de apă de pe raza județului Brașov. Potrivit sursei mytex.ro, datele oficiale arată că în anul 2012 procentul populației racordate la rețeaua centralizată de apă potabilă era doar de 61,33%, de asemenea procentul de racordare la rețeaua de canalizare era de 63,27%. Concret, circa 40% din populația totală a României se alimentează cu apă din fântâni și izvoare, nefiind conectată la sistemele centralizate de alimentare cu apă.